可以啦。Well, you said some mighty books, When I was, as I was reading through these verses, it just happened that this next verse, verse 5, atunci când am citit aceste versete, s-a întâmplat ca cel ce urmează, deci versetul 5, it just kind of jumped out at me, and God just spoke a lot to me through this one verse. Să-mi sară, ca să zic așa, în ochii a Dumnezeu să-mi vorbească foarte multe doar în acest verset. So we'll be studying pretty much just this one verse this morning. Deci, în mare măsură, vom studia doar acest verset pe dimineața aceasta. And we'll just get into part of verse 6. Now I want to remind you where we left off. But let's just get an overview by reading from verses 4 through 10. Supra de dracul vale, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Și dacă cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, pânduiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în pânduire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va lăsa. Now, again, I just remind you, as we're reading through this book, din nou vă amintesc că în timp ce citim această carte, it appears that James just is continually changing subjects. Ni se poate părea că Iacob schimbă în permanență subiectele. We saw that in the first couple of chapters. Am văzut lucrul acesta în primele două capitole. And then if you just look at the few verses that we read now, iar acum dacă ați privit la cele câteva versete pe care tocmai le-am citit, it seems as if James changes and speaks about many different subjects. Din nou, mi se pare că Iacob schimbă temele și vorbește despre mai multe subiecte diferite. I mean, he starts out the chapter by talking about wars and fights and where they come from. Am văzut că a început capitolul prin a ne vorbi de războaie, certuri, conflicte și de unde provin acestea. And then he talks about them coming from your members, from selfish desires. Și după aceea ne spune că acestea provin din mădularea noastră, din dorințele noastre egoiste. Then he talks about lust and murder and coveting. Mai departe vorbește despre pofte, despre ucidere, despre lăcomie. He talks about them and the church fighting amongst themselves. Vorbește despre cearta care se petrece în biserică, între frați. Then he talks about prayer, how you ask and you don't have because you ask in a wrong way. Din nou vorbește despre rugăciune, spunând că cereți, dar nu primiți, nu aveți pentru că cereți într-un mod greșit. Then here we see him talking about adulterers, adulteresses, worldliness. Iar acum vedem vorbind despre adulter, mai mult și adulter spiritual, despre lumesc, de asemenea. Friendship with the world, friendship with God. Despre prietenia cu lumea și prietenia cu Dumnezeu. Then the spirit dwells within you, that dwells within us, yearns jealously. Apoi ne spune că Duhul Dumnezeu care locuiește în noi ne dorește pentru tine cu gelozie. Then he speaks about grace, and how God's opposed to the proud, resists the proud, but gives grace to the humble. Pacea vorbește despre har și spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri de se opune lor, dar dă har celor de se smeresc. Now, all that just in the first six verses. Toate acestea le găsim numai în primele șase versete. So it seems he just goes from subject to subject. Și de aceea ni se pare că el trece de la subiect la subiect. You know, and the reason I've been going, every time I start the new subject, I go back to the last subject. Motivul pentru care eu, de fiecare când încep un subiect nou, mă reîntorc la ultimul subiect. It's because there is a connection between all of the topics
that James is teaching us. Este datorită faptului că există o legătură, o conexiune între toate temele pe care Iacob le învață. And that's just what's so beautiful about the Word of God. Lucru care este atât de minunat în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Even though it's such there is such a wide range, a wide variety of subjects and topics. Chiar dacă există în el o largă varietate de subiecte și de teme, this is not just random rambling by James. Acestea nu sunt niște, să zicem, deliruri la întâmplare ale lui Iacob. All these subjects are tied one to another. Și toate aceste subiecte sunt în legătură unul cu celălalt. And so I just want you to observe that as we study through this book. Eu aș dori că lumea să stă observat acest lucru pe măsură ce vom studia această carte. You know, because there are so many people, Christians and churches, who do not study God's Word at all. Care nu studiază deloc Cuvântul lui Dumnezeu. It is amazing how biblically illiterate many Christians are. Este uimitor de cât de analfabeti din punct de vedere biblic pot să fie unii creștini. And really, there's no excuse for it. Dar nu există scuză pentru lucrul acesta. I mean, I won't ask you to show your hands. Nu v-aș cere să vă ridicați mâinile. But I just wonder how many of you have read the whole Bible through from cover to cover. Dar m-aș întreba totuși cât de mulți dintre dumneavoastră ați citit toată Biblia, scoalță în scoalță. And if you've been a Christian for several years, iar dacă ai fost un creștin sau ești un creștin de mai mulți ani, how many times have you read it through from cover to cover? De cât de multe ori ai citit-o așa, din scoarță, scoarță, deci de la un capăt la celălalt? Really, as Christians, we should know what the Bible says. Într-adevăr, ca și creștini, ar trebui să știm ce spune Biblia. I mean, so many people are so biblically illiterate. I mean, they think the epistles are the apostles' wives. Deci, mulți sunt atât de analfabet biblic, încât unii cred că epistolele sunt de fapt nevestele apostolilor. You know, it's ridiculous. Este penibil, ridicol. What little knowledge many Christians have of the Bible. Ce puțină cunoaștere sau cunoștință pot să aibă unii creștini în privința Bibliei. So it is important that we think and that we study and we follow along. Aceea este important ca noi să gândim, să studiem și să urmărim ceea ce se spune în Biblie. Now, James doesn't just jump randomly from subject to subject. You know, Iacob nu sare la întâmplare de la subiect la subiect. All of his topics are tied together. Toate temele sale, subiectele sale sunt legate unul de celălalt, au o legătură. Now, we saw in our previous study, when he spoke on worldliness, acum am văzut în studiul nostru anterior, atunci când vorbea despre lumesc. Remember, worldliness, it basically means human society without God, apart from God. Am văzut atunci că lumea înseamnă societatea umană care își desfășoară viața separată de Dumnezeu. Worldliness is the opposite of spirituality. Iar lumescul atunci înseamnă opusul, exact opusul spiritualității, în obicescul. Then here in verse 4, when James says, he calls the church adulterers and adulteresses. Iacum când Iacob în versetul 4 spune bisericii suflete pe acumvare, he is not referring, not necessarily referring to their marital unfaithfulness. El nu se referă neapărat la infidelitatea lor maritală. But he's speaking of their unfaithfulness to God. Ci mai legat cu vorbește de necredincioșia lor, infidelitatea lor, pentru că așa, față de Dumnezeu. That's why he calls them adulterers and adulteresses. De aceea le spune lor adulteri și adultere de suflet, de preacurvare. And if you watch, he does stick with that whole subject all the way through. Și dacă observați, el se ține de acest subiect până la capăt. Because the church was divided in their love for God and their love for the world. Pentru că biserica era împărțită în dragoste față de Dumnezeu și în dragoste față de lume. So he was basically called, when he said adulterers, he was saying they were unfaithful to their marriage with God. De aceea când le spune suflete preacurvare, le spune cu alte cuvinte că au fost necredincioși în căsătoria, legătura lor față de Dumnezeu. That's why he said, do you not know that friendship with the world is enmity with God. De aceea le mai spune, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? So, he's speaking of their unfaithfulness
in their relationship with God. And he stressed that point that friendship with the world means enmity with God. Și am mai subliniat această idee, spunând că prietenia cu lumea înseamnă vrășmășie, dușmănie față de Dumnezeu. Now our love for God must overcome our love for the world. Acum dragostea noastră față de Dumnezeu ar trebui să firească, să predomine asupra, să zicem, iubirii noastre față de lume. And we'll see later on, he's basically giving the church practical help on how to establish a better relationship with God. Deci mai încolo vom vedea cum el oferă niște sfaturi practice bisericii cu privire la cum să stabilească o relație mai bună și mai sănătoasă cu Dumnezeu. And not being divided in their love. Fără mai fi împărțiți în dragostea lor. Sometimes being worldly, sometimes being spiritual. Fiind uneori lumești, iar alte ori spirituali. That's why he explains to them about submitting to God. De aceea le vorbește despre supunerea lui Dumnezeu. And he gives them practical help, saying, resist the devil, he'll flee from you. Oferindu-le și niște sfaturi practice, spunându-le, împotriviți-vă diavolul și el va fugi de la voi. When you're tempted to fall into sin, to be worldly, resist the devil. Spunând că atunci când ești ispitit să cazi în păcat, să fii atras de lume, potrivește-te diavolului. But then he explains, it's not enough just to resist evil. Însă explică în continuare, spun că nu este suficient doar să te împotrivești răul. At the same time, while we resist evil, we must also be drawing near to God. Și în același timp, trebuie să ne apropiem și de Dumnezeu. So, he gives us practical help. Deci, vedem că ne oferă niște ajutoare practice. Now, let's move on and look at verse 5, where he says, or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? So he's saying, now, do you think that this is written in vain? No, what's written here has a purpose. It's not written for the sake of just being written. The Spirit who dwells in us yearns jealously. Now, this is an interesting term that's used here to describe the Spirit of God. When he says the Spirit here, he's talking about the Holy Spirit of God who lives within us. You know, in 1 Corinthians 6:19 it says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? When James writes the Spirit who dwells within you here, he's speaking of God's Spirit that lives in you, in us as Christians. Now he says God's Spirit yearns jealously within us. Now these words might seem contrary to God's character. Aceste cuvinte, să zicem, pot părea opuse caracterului lui Dumnezeu. A lot of translations in Romanian, in English, they kind of lighten up the words. Deci multe traduceri, fie din engleză, fie din românește, să zicem, luminează un pic cuvântul acesta, gelozie. But really, in the original, însă, în realitate, în limba originală, the word that's used is lust. Cuvântul folosit este poftă. God's Spirit lusts jealously. Deci Duhul lui Dumnezeu se spune ne poftește cu gelozie. Or envies intensely. Sau invidiază cu mare intensitate. Those are the words that are used to describe God's Spirit. Acestea sunt cuvintele folosite pentru a descrie pe Duhul lui Dumnezeu. And so that's why a lot of Bibles, when they translate
they don't translate exactly those words. Deci am multe alte biblii care sunt traduse, nu traduc exactitatea acestei cuvinte. But they translate more the meaning so that we can understand what's being said of God. Și mai degrabă ne oferă sensul a ceea ce vrea să se spună din partea lui Dumnezeu. But we must remember when the Bible speaks of God in human terms. Însă trebuie să ne amintim că atunci când Biblia se referă la Dumnezeu, deci vorbește despre Dumnezeu în termeni umani. I mean, we have to use human terms and earthly languages. Vedem că trebuie odată să folosim termeni omenești și să zicem limbaje pământești. To describe God who is not earthly. Pentru a descrie pe Dumnezeu care nu este pământesc. We have to use human terms to describe God who is not human. Suntem forțați să folosim termeni omenești pentru a descrie pe un Dumnezeu care nu este uman. So our languages are imperfect, but God is not. De aceea, limbile noastre sunt într-adevăr imperfecte, dar nu și Dumnezeu. So that's why it's important that we study and understand what's the meaning of what's being said. De aceea este important ca noi să studiem și să înțelegem ce vrea să se spună aici. When James uses the word jealously here. Iar când Iacob folosește și cuvântul gelozie, he's speaking of godly jealousy. El vorbește despre această gelozie după voia lui Dumnezeu, se zice nevlavios. He's speaking about a holy lust and a holy passion. El vorbește despre o poftă sfântă, despre o pasiune sfântă. When the term envy is used, he's talking about a righteous envy. Folosind cuvântul gelozie, el se referă la o gelozie neprihănită. Now, what would earthly or worldly jealousy mean? Acum să ne întrebăm care ar fi oare, să zicem, gelozia sau invidia, pofta pământească, lumească. You know, a bad jealousy, our worldly type of jealousy, it's sinful. Deci o gelozie, să zicem, lumească, de-a noastră, omenească, este păcătoasă. It's destructive. Este destructivă. When a man is jealous with his wife. Atunci când un om este gelos pe soția lui, he falsely accuses her, he doesn't trust her. O acuză pe nedrept, zice, m-ați greșit sau nu are încredere în ea. And in a very selfish way, he doesn't want to share her, his relationship with her, with anyone. Iar într-un mod foarte egoist, zice, nu dorește să împărtășească relația lui cu ea cu nimeni altul. So that is there's a godly jealousy and there's a worldly jealousy. Asta vedem că există o evlavie sfântă, zicem, după voia lui Dumnezeu și o gelozie sfântă după voia lui Dumnezeu și o gelozie păcătoasă, omenească. In the same way, worldly lust and passion is just selfish desire wanting to be fulfilled. În același fel, deci pasiunea lumească, pământească este acea dorință egoistă care dorește să fie satisfăcută, mulțumită. Earthly envy is selfishly wanting what somebody else has. Deci invidia pământească dorește cu egoism ceea ce are altul. Now if you take all these negative terms, dacă iei tot acești termeni negativi, and these sinful qualities, și tot aceste calități păcătoase, like jealousy and envy, ca gelozia și invidia, and lust, and you use those human words to describe a holy God. Și folosești acești termeni omenești, zicem, pământești pentru a descrie pe Dumnezeu Sfânt. Of course, they take on a different meaning altogether. Desigur, vom vedea că ei vor prinde un înțeles cu totul diferit. Jealousy no longer means a selfish man coveting his wife. Gelozia nu mai reprezintă deloc pe un om, zicem, egoist care își lăcomește nevasta lui. But it is God's love being so great for his children. Și mai degrabă reprezintă dragostea lui Dumnezeu cea mare față de copiii săi. That he doesn't want to share you with anyone else. Spunându-ți prin asta că nu dorește să te împartă pe tine cu nimeni altcineva. So when jealousy is used to describe God's character. De aceea atunci când gelozia este folosită pentru a descrie caracterul lui Dumnezeu. That God's spirit is jealous. Și anume că Duhul lui Dumnezeu este gelos. Is jealous within us. Este gelos față de noi. It means that God doesn't want to share us with another. Lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu nu vrea să ne împartă cu altul. He wants all of our life. Și dorește toată viața noastră. He wants all of our love. Dorește toată dragostea noastră.
He wants intimacy with each one of us. Dorește să aibă apropiere, intimitate cu fiecare din noi. He wants you all to himself. Dorește pe tine cu totul pentru el însuși. And lust, when speaking of God's character, it's not speaking of man's sensual, selfish lust. Nu se referă la pofta, să zicem, senzuală, firească, păcătoasă a omului. But it is holy lust and passion and desire. Mai degrabă reprezintă acea pasiune, să zicem, sfântă și dorință. That desires what is good, holy, and right. Care dorește ceea ce este bun, ceea ce este sfânt, ceea ce este drept. Envy, when speaking of God, it doesn't mean selfishly coveting. Și atunci când gelozia este asociată cu Dumnezeu, nu. Gelozia sau invidia, să zicem, este asociată cu Dumnezeu, nu înseamnă o poftă, dorință egoistă. It's a holy God intensely wanting you himself. So when James says the spirit who dwells in us yearns jealously, he's saying that there's a desire and a longing after righteousness. When it's talking about God's jealousy, atunci când este, să zicem, asociată invidiei sau geloziei lui Dumnezeu, it's speaking of God's desire to be just with us. Ea vorbește despre dorința lui de a fi doar cu noi. Now when you talk about God's spirit in you yearning jealously, atunci când vorbește despre Duhul lui Dumnezeu care se găsește în tine și care that's the desire that you now should have as a Christian. Aceasta ar trebui să fie și dorința pe care tu s-o ai acum ca și creștin. To want God. Înseamnă de a-L vrea pe Dumnezeu. Simply to want to be with Him, to want to love Him. Dar dori pur și simplu să fii cu El și să-L iubești pe El. And if you don't know what it is like to yearn jealously for God. Iar dacă nu știi cum este să vrei cu gelozie pe Dumnezeu, then you don't have a deep understanding of your regeneration. Atunci nu ai o înțelegere profundă a înnoirii tale spirituale. Yearn, the Spirit of God within us yearns jealously. Duhul lui Dumnezeu din noi, care locuiește în noi, ne vrea cu gelozie. There's a holy longing, a holy jealousy. Deci vedem astfel că are o gelozie sfântă, o dorință sfântă, that a husband does have for his wife, pe care să văd și un soț for his wife față de soția lui. A husband can have a holy jealousy for his wife. Un soț, comentez comunist, poate să aibă o gelozie sfântă vis-a-vis de soția lui. You know, it's not selfish. Nu este neapărat egoist. It's that type of jealousy that just wants to be with that one other person. Just acel fel de gelozie care nu face decât să dorească să fie cu celălalt. When it becomes human and sinful, it moves over into coveting and smothering a person. Însă atunci când devine, să zicem, omenească și păcătoasă, ea își depășește, să zicem, rolul și devine asfixiantă, devine distrugătoare. Controlling a person, limiting them on who their friends are. Deci controlează persoana aceea, îi limitează, să zicem, prietenii. So there's a holy jealousy and a worldly jealousy. Poate există o gelozie sfântă și o gelozie lumească. The Spirit of God jealously guards our relationship with Him. Însă Duhul lui Dumnezeu cu gelozie ne păzește relația noastră cu El. And the Spirit of God grieves when our love and affections are towards other people or things. Iar Duhul lui Dumnezeu este întristat atunci când dragostea noastră și sentimentele, afecțiunile noastre sunt față de alți oameni sau față de alte lucruri. You know, God jealously wants all of our love, all of our affection. Dumnezeu vrea cu gelosie toată dragostea noastră, toate sentimentele noastre. This really is the purpose for which God created us. Este într-adevăr scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat pe noi. He created us for Himself. Ne-a creat pentru El însuși. So often we think that we are created, or we think salvation is for some other purpose. Iar noi de atâtea multe ori credem că am fost creați pentru altceva, sau că mântuirea dată nouă ne-a fost dată cu totul altceva.
the church with the wrong idea altogether. Și astfel trăim viața creștină sau frecventăm biserica având o idee complet greșită. So many people go to church for how good it makes them feel. Atât de mulți oameni merg la biserică doar pentru cât de bine îi face aceasta să se simtă. You do not serve God for how good it makes you feel. Însă nu-i slujești lui Dumnezeu pentru cât de bine te face să simți. You don't listen to sermons because it makes you feel good. Sau nu asculți predici pentru doar pentru că te face să te simți bine. You really shouldn't even worship God for the good feelings that come, for the blessings that come. Și nici măcar nu s-ar cuveni să te închinui pe Său pentru sentimentele plăcute, să zicem, de care beneficiezi în închinare, de binecuvântările acelea. That is the wrong motive to worship God just because it feels so good when His presence comes to you. Pentru că acesta este într-adevăr un motiv greșit, și anume să te închinui Dumnezeu pentru că tu te simți atât de bine când se coboară prezența Lui. We do not worship for ourselves. Nu ne închinăm Lui de dragul nostru sau pentru noi înșine. We do not live for ourselves. Și nici nu trăim pentru noi înșine. We don't come to church for ourselves and how good it makes us feel. Nici nu venim la biserică de dragul nostru pentru noi înșine sau pentru cât de bine ne simțim. We live, we serve, and we worship, we praise for God and for God alone. Și noi trăim, îi slujim, ne închinăm, îl lăudăm pe El și numai de dragul Lui, pentru El. To give to Him, our affections should be undivided. Și pentru a-i dărui Lui și de aceea dragostea noastră, afecțiunea noastră să fie neîmpărțită. All of our passion, all of our love, all of our desire and affection should be set aside for God. Toată pasiunea noastră, toată dragostea noastră și toate sentimentele noastre trebuie să fie puse deoparte doar pentru Dumnezeu. And we should not be divided sometimes loving the world and sometimes loving Him. Fără a fi împărțiți în această dragoste, uneori iubim lumea și alteori iubim și pe El. He jealously wants all of our affection. El vrea cu gelozie toată dragostea noastră. But you know, there's a problem. When we come to Christ, există o problemă, și anume atunci când noi venim la Hristos. Yes, we're regenerated. We become new creatures. Suntem într-adevăr înnoiți spiritual. Devenim niște făpturi noi. We're given a new life. Ni se dăruiește o viață nouă. I remember, being born again, I felt like I had a whole new chance in life. Mi-amintesc cum eu atunci când m-am născut din nou am avut parte de o șansă nouă în viață. All my guilt, all my old sins, they were all washed away. Toate păcatele mele, toată vinovăția mea au fost curățite, luate de la mine. I remember feeling like, wow, God gave me a chance to start all over again. Mi-amintesc cum am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă de a o lua de la capăt. But we have a problem of our the problem of our human nature. Însă avem această problemă a naturii noastre omenești. And when we come to Christ and we become new creatures, deci atunci când venim la Hristos și devenim niște făpturi noi în El, God does not take our old nature away. He doesn't remove it. Dumnezeu nu ia de la noi natura noastră, firea noastră veche. We are still by nature sinners. Și noi încă din fire suntem păcătoși. But being born again means being transformed, changed. Dar fiind născuți din nou, mai înseamnă și că suntem transformați sau schimbați. But God doesn't take away our human nature, our natural desire for sin. Dar încă o dată vedem că Dumnezeu nu ia de la noi firea noastră omenească, nu înlătură complet de la noi dorința de a păcătui. So what happens is a battle begins within. Dar ceea ce se petrece este că se declanșează o bătălie în noi. Now we spoke about that at the beginning of this chapter. Și despre aceasta am vorbit la începutul capitolului. Where wars come from. De unde vin războaiele, certurile. There are wars on the outside we have with one another. Vedem că sunt războaie în exterior pe care le purtăm unii cu alții. But there's a war on the inside as well. Dar mai vedem că există și în interiorul nostru un război. So we begin a war on the day we become saved. De aceea, în ziua când devenim mântuiți sau suntem mântuiți, devenim creștini, începem un război. In Galatians 5:17, it's described in this way. Iar Galateni 5 cu 17, îl descrie în felul acesta. Now maybe Theo can translate this, I'm reading from an NIV version of the Bible. Deci voi încerca să traduc în această versiune
moderna limba engleză. It says, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. Căci natura păcătoasă dorește ceea ce este contrar Duhului. And the Spirit what is contrary to the sinful nature. Iar Duhul dorește ceea ce este contrar opus firii păcătoase. They are in conflict with one another. Ele se găsesc în conflict una cu cealaltă. So that you do what you do not want to do. De aceea voi faceți ceea ce nu vreți să faceți. You know, that is the battle that we are in as Christians. Aceasta este bătălia în care noi ne găsim ca și creștini. There are some people who can read Romans chapter 7, 8, they read and they have absolutely no understanding of it at all. Sunt unii care pot citi Romani, capitolul 7 sau 8 și să nu priceapă deloc ceea ce se spune acolo. You know, they say Paul's crazy. Spun că Pavel era nebun când a scris acel lucru. Or that he just went off in his own mind and talked about something. He didn't know what he was talking about. Sau că de la iată mintea lui și că nu a știut despre ce a vorbit acolo. But this is what Paul was talking about there also. The conflict we have once we become Christians. Dar vedeți că despre acest lucru a vorbit și Pavel, și anume despre acel conflict de care avem parte atunci când suntem creștini. Our sinful nature, our human nature, it fights against the Spirit of God that's living within us. Dom'le, firea noastră umană sau natura noastră omenească se luptă împotriva Duhului Dumnezeu care se găsește acum în noi. And the Spirit of God within us fights against our human nature. Dar Duhul Sfânt din noi, Sfântul Dumnezeu, se luptă împotriva firii noastre omenești. That's what happens when a holy God comes to live inside a sinful man. Este ceea ce se întâmplă atunci când Dumnezeu Sfânt vine să locuiască sau să-și facă locuință într-un om păcătos. A huge conflict begins. Cum se declanșează un conflict uriaș. Do you know of that conflict? Ești tu conștient de acel conflict, de acel război? Do you know what it's like to sin and you don't want to sin at all? Știi cum este să păcătuiești și să nu vrei deloc să păcătuiești? Do you know what it's like to grieve because you're not holy enough? Știi cum este să suferi, să fii tristat pentru că vezi că nu ești destul de sfânt? Do you know that godly dissatisfaction of not being the way you should be? Cunoști acea insatisfacție după voia lui Dumnezeu că tu nu ești așa cum ar trebui să fii? Do you know that dissatisfaction, that longing for holiness? Cunoști acea nemulțumire, acea, să zicem, tânjire după sfânt? Suffering. Este la urmă o durere, să zicem, bună, o suferință plăcută. And you
suffer simply because you long to be with Him and to stop the battle. You know, there's that battle that we're in, we're continually fighting against our flesh, we're fighting against our human nature. And it can make us physically tired. And we just yearn for Him, to be with Him. I remember before being a Christian, suffering or being sorry just because I got caught in my sin. Suferința sau, să zicem, regretul că pur și simplu a fost prins în păcatul meu, descoperit păcatul meu. I felt sorry for myself because I was suffering. Mă făcea să îmi pară rău pentru că mă vedeam suferind. But you know what? As a Christian, now, when I suffer, însă acum, ca și creștin, când sufer, it's not because I feel sorry for me. Nu sufer pentru că îmi pare rău de mine însă, mă compătimesc. I used to suffer in vain. I was sorry for me because I had to suffer. În trecut sufeream degeaba pentru că mă compătimeam singur pe mine. But now when I suffer, I don't suffer because I'm sorry, because I'm having problems or trouble. Dar acum când sufer, nu sufer pentru că îmi pare rău și îmi pare rău că am necazuri și încercări. I suffer because my life isn't pleasing enough to God. Și sufer pentru că viața mea nu este destul de plăcută lui Dumnezeu. I suffer because I don't love Him enough. Sufer pentru că văd că nu-L iubesc pe El de ajuns. So there's a different sort of suffering when we become Christians. Deci apare un fel diferit de suferință atunci când noi devenim creștini. That suffering that comes from our fight against our old nature. Și în acea suferință care rezultă din lupta noastră împotriva firii noastre vechi de lucrăși. And the Spirit of God yearning within us for holiness. Și în acea dorință a Duhului Lui Dumnezeu din noi care ne dorește cu gelozie pentru sfințenie. You know, there is a hunger that hurts. Există o foame care doare. And a thirst that longs for righteousness. Și o sete care tânjește după neprihănire. A thirst that seems unbearable for want of righteousness and holiness. O sete care pare insuportabilă din cauza lipsei neprihănirii pe care trebuie să o avem. Our suffering as Christians is not in vain. Suferința noastră ca și creștini totuși nu este degeaba, în van. I like the way that Vance Havner put it. He said, God saved us to make us holy, not happy. El a spus, Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne facă sfinți, nu fericiți. Some experiences may not contribute to our happiness. Unele experiențe s-ar putea să nu contribuie fericirii noastre. But all can be made to contribute to our holiness. Însă toate împreună pot fi făcute să contribuie sfințenii noastre. So there is a suffering that is good. Cea toată există o suferință care este bună. A pain that is holy. Sau o durere care este sfântă. And dissatisfaction in life that is godly. Și o insatisfacție în viață care să fie după voia lui Dumnezeu. You know, it's like when you, if you want to put muscle on your body. Este ca și cum dacă vrei să mai pui niște mușchi pe tine. You know, you have to lift weights. Trebuie să te apuci să tragi de greutăți. You know, and it's painful. Este dureros. But people find pleasure in it. Însă sunt și unii care găsesc plăcere în treaba asta. You know, because they know the result of all the pain is that you get some good muscles. Pentru că știu că rezultatul efortului este că se vor alege cu niște mușchi. Now, if you have a job you don't like. Dar acum dacă ai un loc de muncă, o muncă care nu-ți place. And you work hard. Unde lucrezi din greu. Because you need money. Pentru că ai nevoie de bani. You know, there's a pain, it doesn't bring much satisfaction. Other than money, you sort of do it out of obligation. You know, it's amazing sometimes how much pain girls will go through to look beautiful. Just uitor de câte multe, să zicem, eforturi sau durere, la câte multe durere să se pun fetele doar ca să facă mai frumoasă. You know, I don't know how they, you know, just I mean, it hurts to pull your hair out. You know, so, but
So there is a pain that it brings good. Jesus said, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. For they shall be satisfied. So there is a satisfaction that comes to in godly pain and godly suffering. Psalm 42 speaks of that holy, godly yearning. Psalmul 42 vorbește despre această, zicem, dorință evlavioasă, sfântă. As the deer pants for the water, so my soul pants for you, O God. Spunându-l așa cum cervul dorește apa de izvor, tot așa sufletul meu tânjește după tine, Dumnezeu meu. My soul thirsts for God, the living God. Sufletul meu tânjește după Dumnezeul cel viu. Do you know that type of thirst, that hunger, that thirst for the living God? Cunoști acel fel de foame și de sete după Dumnezeu cel viu? Further on in Psalm 42 it says, my tears have been my food day and night. Mai încolo în Psalmul 42 se spune că lacrimile mele au fost mâncarea mea și hrana mea zi și noapte. So, speaking of panting like a deer pants after water. Care din nou descrie acea dorință puternică a unei căprioare, a unui cerb după apa izvorului. Your tears, your suffering, your pain, it's your food day and night. Lacrimile tale, durerea ta și suferința ta constituie mâncarea ta zi și noapte. You suffer because you want to know God more, you want to be like Him. Și suferi pentru că vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, vrei să fii mai mult asemenea Lui. That's a good sort of a pain. That's a good kind of suffering. De aceea spun că aceasta este o durere bună, este o suferință bună. You know, some of us have a problem with getting up early in the morning. Unii dintre noi ne confruntăm cu acea problemă de a ne trezi de vreme dimineața. We love sleep. We don't like to get out of bed. Ne place somnul nostru și nu vrem să ne ridicăm din pat. But let's say, dar haideți să spunem, we need to get up early. Avem nevoie să ne trezim de vreme. For you girls, maybe someone shop, promise you a free shopping spree. You can take whatever you want from the stores. Zicem, de pildă, vouă, fetelor, cineva a promis, zicem, un light de cumpărături gratuit. Yeah. Or for you guys, perhaps it's someone bought you a free plane ticket to the World Cup. Sau poate, zicem, vouă, băieților, cineva a promis un bilet gratuit la Cupa Mondială. You got to get up early to catch your plane. Atunci trebuie să te trezești de vreme ca să prinzi avionul. You wake up in the morning. Te trezești de vreme dimineața. Your tiredness goes away so quickly. Și vezi cum oboseala dispare de îndată. Because you're so excited about what's to come. Pentru că ești atât de entuziasmat de ceea ce urmează să vină în calea ta. So you don't mind that little sacrifice, that pain of getting out of bed in the morning. Și atunci aveți că nu mai contează, zicem, acel mic sacrificiu și așa durere de a trezi de vreme dimineața din pat. Now, we need to know that kind of sacrifice, that kind of pain, in order to get closer to God. De acum vedem că avem nevoie să cunoaștem acea durere, acel tip de sacrificiu și pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Holy yearning. Așa, să cunoaștem acea, zicem, tânjire sfântă, dorință evlavioasă. Godly jealousy of just wanting to be with Him. Acea gelozie după voia Dumnezeu de a dori să fii cu El. I wonder, just out of curiosity. Nu m-aș întreba doar din curiositate. When was the last time you said, God, I'm putting aside this portion of the day just for you? Când a fost ultima dată când tu ai spus, Doamne, uite, voi pune deoparte această parte a zilei doar pentru tine. And you went up to the mountain somewhere. Și te-ai dus poate undeva la munte. Or you closed yourself quietly somewhere in a room. Sau poate te-ai încuiat undeva în tăcere, izolat, pe cameră. And you just said, God, this time is for you. Și ai spus, Doamne, timpul acesta fi la cort, ție, e pentru tine. It's 2, 3, 4, 5 hours, it's just for you. Aceste 2, 3 sau 4, 5 ore sunt numele tale. Some of you people 3, 5 hours in one day. Unii poate vă spuneți acum, băi, eu n-am parte de 5 ore libere într-o zi. Oh, come on, all of us have stayed up late at night watching the TV. Vreau să fim serioși că toți am stat până în timpul seara să ne uităm la televizor. You're so tired, you keep nodding off.
But you just open your eyes and you keep watching because you want some satisfaction. Sau mai bine zis, chiar atunci când zici la televizor, te-ai forțat atât de mult să stii capul de la pica pentru că ai vrut puțină satisfacție de la el. You know, we all know what that's like for worldly pleasure. Deci noi știm, să zicem, cum stau treburile în privința plăcerii lumești. But then we have that same sort of passion and yearning, hunger, thirst, to sacrifice even sleep or whatever it takes to get closer to God. Cunoaștem aceeași dorință, să zicem, setă sau foame de a fi gata să sacrificăm puțin din somn doar pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. This longing, this yearning, această dorință sau această tânjire inimitală, that is holy, that can be painful, care este sfântă, deci poate să fie și dureroasă. And it can mean tears are my food day and night. Poate să însemne că lacrimile tale îți devin mâncarea ta zi și noapte. You know, that's what fasting is all about. La urmă, oameni, asta înseamnă postul. You know, some people fast just because of tradition. Unii oameni postesc doar datorită tradiției. And they think they're doing some sort of favor for God because they're fasting. They're not eating food. Și cred că îi fac oarecum un favor lui Dumnezeu pentru că, vezi, Doamne, ei nu mănâncă mâncarea cum și postesc. But, you know, biblical fasting isn't about that. Însă postul, din punct de vedere biblic, nu înseamnă acest lucru. It's about loving and desiring God so much. Și mai degrabă, el reprezintă dragostea ta atât de puternică față de Dumnezeu și iubirea ta față de El. That you make a conscious effort and decision that you're not going to spend any time even making food, much less eating it, because all your time is going to be spent seeking God. Care te face să iei hotărârea conștientă de a nu petrece timp nici măcar de a-ți găti mâncarea mai puțin și de a o mânca-o doar pentru a petrece niște timp cu El. Biblical fasting is not, oh, I'll make this sacrifice and I won't eat food, so God will bless me. That's not what it's about. Deci postul biblic nu este cel care spune, uite, n-o să mănânc mâncare, voi face sacrificiul acesta doar ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Nu înseamnă asta. It's about you being honest with yourself. Și mai degrabă înseamnă ca tu să fii sincer cu tine însuți. And saying, okay, I admit. Și să spui, bine, recunosc. I'm living in sin. Trăiesc în păcat. Or, I'm not close with God. Sau, nu sunt aproape de Dumnezeu. I'm not walking next to Him. Nu umblu aproape de El. And I haven't been for some time. Și nu am trăit aproape de El pentru ceva timp. And I don't want to eat anymore. De aceea nu mai vreau să mănânc deloc. I don't want to go anywhere. Nu vreau să mă mai duc undeva. I don't want to talk to anyone else. Nu vreau să mai vorbesc cu cineva. I just want to spend my time seeking after Him. Și vreau doar să-mi petrec timpul căutându-L pe El. I want Him more than I want food. Vreau pe El mai mult decât vreau mâncare. I want Him more than I want pleasure. Sau vreau pe El mai mult decât îmi vreau plăcere. My tears are my food day and night. It hurts me. Lacrimile îmi devin mâncarea mea de zi și noapte. It hurts me because I'm not as close with God as I should be. That's what the psalmist is talking about here in Psalm 42. When he says, my tears are my food day and night. So it's a godly pain and suffering. Durere și o suferință după voia lui Dumnezeu, Sfântă. Now as we move on and see that James says in verse 6, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Dar mai dăm mai departe, în Iacob, vedem că ne spune versetul 6, dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Again, I say, he's not changing subjects here. Nu o spun, nu schimbă subiectele. You know, there's a close connection between what we just talked about and God's grace. Și există aici o legătură strânsă între lucrurile despre care tocmai am vorbit și harul lui Dumnezeu. When the Spirit of God yearns within you because you're not holy. Atunci când Duhul lui Dumnezeu vrea, să zicem, te vrea pe tine cu gelozie, fiindcă nu ești prea sfânt. And you want to be holy. Și tu în același timp totuși vrei să fii sfânt. You know, there's a great temptation to condemn yourself. Vezi că apare această tentație grozavă de a te condamna, o sândi pe tine însuți. To dwell miserably upon your sin. De a stărui, să zicem, în mod absolut nenorocit asupra
to condemn yourself and not allow God to free you from your sin. Da te condamna pe tine însuși și de a nu îngădui lui Dumnezeu să te libereze din păcatele tale. There's also the tendency to become legalistic. Mai există atunci și tendința de a deveni legalist. And to say, but this is what you have to do or else you'll never be close to God. Și de a spune, iată ce trebuie să faci sau altfel nu vei ajunge niciodată aproape de Dumnezeu. James takes a turn here and starts speaking about grace. De aceea Iacov, zice, mă ocotește aici și începe să ne vorbească despre har. Just because it's now necessary to hear about grace. Doar fiindcă în momentul de față devine necesar să auzim despre harul lui Dumnezeu. It is important to understand now grace in the light of that painful yearning. Este important și necesar ca noi să înțelegem harul lui Dumnezeu în lumina acelei dorințe, să zicem, dureroase după sfințenie. It helps us to understand that in our yearning and our hunger and thirst, there's blessings coming. Și ne ajută să înțelegem că această dorință sau sete sau însetarea noastră, fometarea noastră, există și o binecuvântare care urmează. And we have to understand that if we're going to be close to God, it's not going to be because, oh yes, I did all these works. Or God's close to me because I fast and I seek Him. I fast, I pray, and therefore God blesses me and I have intimate fellowship with Him. Deci eu am postit, eu m-am rugat, deci Dumnezeu m-a binecuvântat. We have to realize God blesses us with intimate fellowship. Deci trebuie să realizez că Dumnezeu într-adevăr ne binecuvântează cu o părtășie intimă apropiată cu El. Not because of what we do. Nu datorită a ceea ce noi facem. He blesses us simply because He's good. Deci ne binecuvântează cu această poartă simplu ca El este bun. The sun shines upon the just and the unjust, and it rains upon the righteous and the unrighteous. As far as the righteous, that is as the chief. Nedrept, the chief as the chief. Nedrept. That's what Jesus tells us in Matthew. That's the chief. Iacob, chief. Jesus is going to know in Matthew. You know, it doesn't matter if you're good or you're bad. God will bless you. Nu contează că ești bun sau rău, pentru că Dumnezeu te va binecuvânta. God blesses good people and bad people. Dumnezeu binecuvântează atât pe cei răi și pe cei buni. When the sun shines, it shines on everyone. Atunci când soarele luminează sau strălucește, luminează peste toți. When it rains, trials come, it rains on everyone. Sau când plouă cu încercări, plouă peste toți. So we have to understand God's grace. De aceea avem nevoie să înțelegem harul lui Dumnezeu. And His sovereignty, His goodness. Lui, sau bunătatea lui. And if anything good comes in our life, iar dacă vine ceva bun în viețile noastre, it's not because of what we did or who we are. Lucrul acesta nu este ca rezultat a ceea ce noi am făcut sau ce am fi noi. It comes simply because God is good. Acest lucru bun vine doar pentru simplu fapt că Dumnezeu este cel bun. And God gives and God blesses. Fiindcă Dumnezeu dăruiește și El binecuvântează. So that's how these two truths are tied together. Deci, în felul acesta sunt conectate aceste două adevăruri. That's great. Search our hearts this morning. See if there be any evil way in us. Lord, cleanse us from all unrighteousness. Help us to love you, Lord. To love you more every day. To give you praise and honor and glory you deserve. And help us, Lord, to truly understand what it means to yearn jealously, to long after you righteously, to be passionate for you. Like the deer pants after the water. My
I
Duhul ne vrea cu gelozie. Predică Joe Ramirez din Iacov 4, capitolul 4, versetul 6 la 6. Un singur verset pe ziua de astăzi. Duhul ne vrea cu gelozie. Iacob 4, 6, 24, a 6-a 2001. Predică Joe Ramirez.